problema construirii tunelurilor de pe o secțiune din lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva, singura fără constructor, ar putea fi lămurită luna viitoare. Conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Alin Șerbănescu, citat de economica.net, acest lot ar putea fi scos la licitație în cursul lunii februarie. Această promisiune a fost lansată de oficialii CNAIR și ai Ministerului Transporturilor încă de anul trecut. Ultimul termen avansat chiar la Timișoara de fostul ministru al transporturilor, Răzvan Cuc, era finalul anului trecut. De atunci însă și ministrul și termenul au devenit istorie. Lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva are în total 28 de kilometri, din care sunt în prezent circulabil 15, între Traian Vuia și Margina. Sectorul cu tuneluri care va fi scos la licitație are 9 kilometri. Conform estimărilor, dacă termenele de licitare ar fi respectate, lucrările ar urma să fie terminate în ultimul trimestru din anul 2021.